Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă lecție de economie, o lecție de business în platoul postului regional de televiziune Telem Iași. Îi spun bine ai revenit în studio colegului meu, Gabriel Mursa. Mulțumesc. Profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și președintele fondator al Institutului Friedrich von Hayek. Gabriel, în seara asta o temă de început de an universitar în care încercăm să le transmitem studenților cum pot să urce pe colina cunoașterii și cât de importante sunt lecturile în viața lor de studenți. Și îți propun ca și temă, o temă care vine mai degrabă din zona filozofiei și a filozofiilor lucrurilor pământenești, așa cum spunea Robert Heilborn, că ar fi denumiți economiștii. Și aș mai adăuga că ești traducătorul unui set de cărți publicate recent la editura Curtea Veche în colecția Băncii Naționale dedicate istoriei analizei economice sub bagheta lui Schumpeter. Da, scrise de un mare intelectual austriac cu origine austriece, e vorba de Joseph Schumpeter. Poate pentru început poți opina ce reprezintă cartea pentru lumea științelor economice, să vorbim puțin despre teoria asta economică care vedem noi că a înflorit mai degrabă în partea centrală și vestică a continentului și nu a reușit să treacă granițele Imperiului Austro-Ungar pentru a sădi filoane de cunoaștere și răspândire și aici, la bordura de est a Europei. Da, avem de-a face cu o capodoperă. Este o carte rară în peisajul literaturii economice. Nu prea îmi place să fac comparații pentru că e foarte dificil să faci comparații între economii și între opere, în special între capodopere, dar această carte, Istoria analizei economice, este o carte reper pentru știința economică în care autorul își propune să facă o analiză exhaustivă, extrem de complexă a istoriei ideilor economice. Acesta este scopul declarat al cărții. Autorul, un om deosebit care s-a născut în anul 1883 în Moravia, în Imperiul Austro-Ungar la acea vreme, o localitate situată undeva la jumătatea distanței între Praga și Viena, dar care a plecat rapid la Graz împreună cu mama sa după moartea tatălui său și care a ajuns la Viena, într-o perioadă, cred că acest lucru este foarte important, a ajuns la Viena într-o perioadă în care în Viena exista o adevărată explozie culturală, o adevărată explozie a științei, a cunoașterii și așa mai departe. A avut acest noroc Joseph Schumpeter, oricum era un om extrem de dotat din punct de vedere intelectual, un om foarte inteligent, un copil a fost foarte inteligent, cu calități excepționale, pe care mama lui, văduvă, le-a remarcat imediat și pe care și-a propus, pentru că era o persoană extrem, extrem de ambițioasă, și-a propus să le exploateze. Ăsta e motivul pentru care familia s-a mutat la Graz, a stat acolo puțin timp și după aceea s-a mutat în Viena. Să spunem telespectatorilor că acest tânăr, Joseph Schumpeter, a învățat să împine teoria cu practica, el fiind inițial un practician în bancă și ulterior un tânăr profesor la universitate. Da, el a avut mai multe locuri de muncă, să spun așa, a fost și un practician. Când a terminat școala, primul lui job a fost de primul loc de muncă, mă scuzați, că există și echivalent pentru job în limba română, evident. A lucrat în Egipt. Egiptul era protectorat al Marii Britaniei. El a terminat studiile în condiții excelente. S-a căsătorit rapid cu o doamnă mult mai în vârstă decât el. Cred că cel puțin 12 ani era diferența între ei. A fost practic o căsătorie convențională. S-au mutat în Egipt. El acolo a fost avocat o perioadă, a câștigat foarte bine câțiva ani.
Dar era zgândărit de dorința asta de cunoaștere și s-a îndreptat către economie. Deci a fost avocat, după care la un moment dat între timp a devenit profesor de economie, s-a abilitat cu prima lui carte și a fost profesor pentru prima dată, numit profesor printr-un decret reclal al lui Franz Iosef, pentru că așa se ocupau posturile în Imperiu la vremea respectivă, a fost numit printr-un decret regal de Franz Iosef și a fost trimis la Universitatea din Cernăuți, aici, n-aș spune că e partea românească, dar în orice caz. Cel puțin există mulți români în zona respectivă. Era o universitate la marginea Imperiului, este foarte adevărat. Era foarte dificil să străpungi structura asta socială la momentul respectiv. Fiind și cel mai tânăr profesor universitar din Imperiu, a acceptat cu plăcere acest lucru, după care s-a mutat din nou la Universitatea din Graz, era profesor de teorie economică acolo, s-a plictisit la un moment dat, el și-a propus, fusese un vis al lui să devină un om foarte bogat, avea un stil de viață aristocratic, nu avea chiar situația materială care să-i permită să trăiască așa, dar a devenit întâi ministru de finanțe în perioada celui de-al doilea război mondial. A fost o experiență destul de nereușită pentru el. A revenit din nou la catedră, după care a renunțat la catedră și a mers să conducă o bancă. A fost președintele băncii Biedermann în Austria, la începutul anilor 20, o bancă în care îi oferea un salariu anual, în termenii puterii de cumpărare de astăzi, un salariu echivalent de 20.000 de dolari pe lună, ceea ce era în orice caz mai mult decât salariul pe care îl are guvernatorul Băncii Naționale a României, spre exemplu. A câștigat bani, dar banca a și falimentat. El a rămas cu datorii personale față de unii dintre clienții băncii pe care i-a plătit, interesant, muncind la catedră. Timp de 10 ani, între 1925 și 1935, el pur și simplu a economisit și a plătit datoriile care au fost create în mod direct de el, cauzate de falimentul acestei bănci, după care asta a fost și, să spunem așa, și ultima lui experiență legată de practică, după care s-a dedicat în totalitate lumii academice, ocupând diverse funcții, bineînțeles, în primul rând, profesor universitar la Harvard, începând cu 1932. Da, el a încercat să facă acest lucru. Din câte se pare, activitățile practice sau latura practică a vieții lui nu prea i-au adus succes, deși inițial ceva bani, a excelat în schimb în lumea academică. El a fost prin excelență un intelectual. Asta e și o dovadă a faptului că intelectualii, în special cei de high level, nu prea se adaptează bine practicii. Are un traiect, decedează în 1950, da. Iar cartea totuși apare ca un efort al familiei de a-i răscoli prin arhiva cu amintiri, a strânge manuscrise. Da. Ce știi, cum a apărut cartea în varianta originală și care au fost eforturile de a fi tradusă și publicată în România? A avut un destin extrem de interesant. Practic s-a scris o epopee în legătură cu această carte. Cred că merită. Există și alte cărți în istoria gândirii economice care au avut, cea lui Cantillon, de exemplu, un om deosebit, un întreprinzător multimilionar care a scris o carte prin care să-și apere poziția în procesele în care a fost inculpat în Franța în anii 1720 ca urmare a spargerii bulei Mississippi. El a făcut avere în perioada bulei Mississippi, dădea credite, făcea tot felul de tranzacții. Foarte mulți oameni care au fost ruinați după ce bula s-a spart l-au învinovățit pe Cantillon de tot felul de lucruri și Cantillon a scris o carte extraordinar de interesantă în care să se apere. Pagini din această carte se regăsesc în pledoariile avocatului lui, dar să punem punct, ca să nu dezvoltăm prea mult subiectul acestei cărți, cartea lui Cantillon a fost publicată mulți ani după ce acest om a murit în mod suspect într-un incendiu care i-a ars casa. Cartea lui Schumpeter a avut la fel un destin foarte interesant. El scria la ea de prin anii 1920,
vrea să facă un fel de o fel de schiță a istoriei gândirii economice. Prin anii 1930 și-a dat seama că ar trebui să lucreze ceva mai mult. Inițial avea planificate vreo 200 și ceva de pagini. A ajuns să însemne practic o carte voluminoasă care în formatul în care a fost tradusă la Banca Națională, în așa zisele pagini convenționale, înseamnă vreo 2300 de pagini. El scrie această carte în special începând cu anul 1941, scria enorm și citea enorm și scria enorm, era epuizat, era un om epuizat, el suferise o traumă teribilă la mijlocul anilor 1920, i-a murit soția la naștere cu copil, era de fapt marea iubire a vieții lui, era cea de-a doua soție, era fata portarului în blocul în care el stătuse la Viena, o cunoscuse de când ea avea 2 ani și s-a întâmplat ca la un moment dat să se îndrăgostească foarte puternic de ea, i-a născut, i-a murit copilul, în aceeași perioadă a murit și mama lui Schumpeter. E femeia care a avut un rol decisiv în viața lui, o influență extraordinară. S-a întâmplat această triplă tragedie, el a și renunțat în scurt timp, a plecat în America să uite, dar a rămas un om cu depresii extraordinar de profunde, care nu l-au părăsit în ultimă instanță niciodată. Și a revenit un pic după 1935, când o întâlnește pe ultima soție, cea de-a treia, ea însă și o economistă, cu o anumită reputație, care l-a ajutat efectiv, care a permis ca această carte să apară la lansarea pe care am avut-o la Banca Națională. Domnul Patapievici a vorbit în mod special despre această doamnă și despre rolul fundamental pe care ea l-a avut în recuperarea acestei cărți. Pentru că ne putem imagina că dacă această doamnă, din diverse motive, nu făcea ceea ce făcea, noi efectiv pierdeam o capodoperă. Pentru că manuscrisele erau împrăștiate în tot felul de sertare, în tot felul de birouri, în tot felul de clădiri. Omul avea birou și la Harvard, avea și acasă, mai avea o proprietate, nu știu pe unde, la Asociația Economiștilor Americani, și pur și simplu a găsit doamna Schumpeter după moarte. Știa că scrie, clar știa, mai mulți oameni știau că Schumpeter scrie, numai că manuscrisele erau împrăștiate în toate locurile posibile, nenumerotate, cu unele cu însemnări în limba germană, cu unele însemnări în limba franceză și așa mai departe. Prin urmare, această doamnă care a condus într-un fel un fel de colectiv de alți oameni foarte deștepți, unul dintre ei a fost Vasile Leontief, care a luat și premiul Nobel pentru economie ulterior și care a fost un apropiat al lui Schumpeter. Acești oameni au făcut o muncă extraordinară ca să poată edita și da o formă publicabilă acestei cărți. El a murit subit în noaptea de 7 spre 8 ianuarie 1950 și a lăsat cartea și lucrurile efectiv baltă, lăsându-i pe acești oameni practic suspendați. A durat 4 ani munca asta, de recuperare a manuscriselor. A făcut, am spus, acest lucru doamna Schumpeter, care era bolnavă de cancer înainte de moartea lui Schumpeter. Ea a mai trăit după încă 3 ani, bolnavă de cancer, singură, a vândut niște proprietăți ca să poată să investească bani. Era foarte dificil. Nu erau scrise de mână. El nu scria la mașină de scris. Și atunci a fost nevoită să cheltuie bani ca această carte să ajungă. Fac această precizare foarte importantă dintr-un motiv. Ca să vedem cât de importantă este diseminarea aducerea lor pe piață, nu doar scrierea lor. E clar că cel mai important pas este scrierea. Dar sunt oameni, unii providențiali, cum a fost doamna Schumpeter, care au jucat un rol în recuperarea și distribuirea acestei opere. Dacă ea n-ar fi vrut să facă lucrul ăsta. Soția lui Cantillon, spre exemplu, n-a vrut să publice cartea, pentru că domnul Cantillon la Paris rămăsese cu o imagine proastă, deși el în ultimă instanță a fost absolvit de orice vină și s-a recăsătorit cu un alt aristocrat francez și nu a dorit să publice această carte. Și ea a fost publicată aproape dintr-o pură întâmplare, descoperită după vreo 25 de ani și publicată dintr-o întâmplare atribuită altuia și așa mai departe. Dar doamna Schumpeter a făcut acest lucru. Deci bolnavă, un aspect cred că important ca să evidențiem puțin și noi știm întotdeauna eroul.
autorul, Keynes sau Hayek sau Schumpeter, nu știm ce s-a întâmplat în jurul lor. De exemplu, noi nu, dacă nu se întâmpla acest lucru, noi nu știam despre doamna Schumpeter și despre rolul pe care ea l-a jucat. Schumpeter dormea din anul 1926, deci inclusiv în timpul căsătoriei cu doamna Elizabeth Schumpeter, dormea cu fotografia celei de-a doua soții pe noptieră, pentru că aceea a fost marea iubire a vieții lui. Deci, imaginează-ți o soție care a făcut un lucru extraordinar pentru un soț, care iubise în realitate cu adevărat o altă femeie și a cărei fotografie era seară de seară pe noptieră. Pare a fi o ficțiune. Nu este deloc o ficțiune, este realitate. Există biografii, una este excepțională despre viața lui Schumpeter. Viața lui Schumpeter însă pare o ficțiune, dar este inspirată din realitate. Deci, acești oameni au descoperit manuscrisele, au apelat la doamna Schumpeter, a apelat la să spunem expertiza unor oameni ca Leontief sau Gottfried Haberler sau Arthur Marget, care erau mari economiști, au pus manuscrisele într-o ordine care părea logică sau au considerat ei că este logică, au făcut niște ajustări, au dat subtitluri, au dat titluri capitolelor, pentru că nu toate aveau capitole, au mai inclus ei niște note ale editorilor și au făcut posibilă publicarea acestei cărți, care din păcate nu a fost terminată. El scria la capitolul despre Keynes în momentul în care a murit, despre marele lui rival, pentru că a existat o rivalitate fără îndoială, cel puțin din perspectiva lui Schumpeter a existat o rivalitate cu Keynes. Te invit să ne spui de ce apare cartea asta într-o colecție a Băncii Naționale și ce reușim să recuperăm prin aceste volume? Reușim să recuperăm, am spus, o capodoperă, și Banca Națională face, am spus-o și la lansarea de la sediul Băncii Naționale, face un serviciu realmente de utilitate publică. Traducerea și publicarea acestei cărți implică un efort și logistic și material imens, pe care nu știu care editură și l-ar fi asumat. Mă îndoiesc că vreo editură și-ar fi permis să facă acest lucru. Mai ales că această carte de tip economic nu prea se vinde, noi știm foarte bine. Literatura economică mai degrabă vinzi, nu știu ce, autor de beletristică din asta ieftină, decât o carte serioasă de economie. Pe de altă parte, această carte, la drept vorbind, se adresează unui public destul de restrâns. Oameni care, adică nu e o carte pentru publicul larg. Istoria analizei economice. Da. Istoria analizei e puțin complicat această, nu știu, adică eu văd mai curând ca pe o istorie a gândirii economice, deși în mod clar Schumpeter își propune să facă analiză economică. E clar că sunt două lucruri relativ diferite, dar felul în care prezintă el tinde să fie mai curând o istorie a gândirii economice. Da, a făcut Banca Națională acest fapt. Eu profit de ocazie să mulțumesc în primul rând guvernatorului Băncii Naționale, domnului Isărescu, pentru că el a susținut această colecție din totdeauna, de la început. Profesorul Stoinescu, care este de fapt sufletul acestei colecții, el duce, el împinge, el face ceea ce trebuie făcut pentru ca o carte să apară, că nu e așa simplu. Sau nu e suficient să ai bani sau să pui la dispoziție fonduri. Sunt nenumărate detalii, diavolul stă în detalii. Și dacă nu știi să-l îmblânzești, nu reușești să faci treaba. Bineînțeles, celor care au din Consiliul de Administrație, care au aprobat apariția acestei cărți în această colecție, despre care aș vrea să spun câteva lucruri. Banca Națională încearcă să aducă publicului din România niște opere, eu zic fundamentale, sau unele dintre ele sunt fundamentale. Acțiunea umană, spre exemplu, a apărut acolo. Istoria analizei a apărut și la Institutul Mises, la prietenii mei, ceea ce este perfect adevărat, și ei au făcut o muncă. Cartea lui Mises. Da, lăudabilă. Dar de ce este important ca Banca Națională să-și lege numele de așa ceva? Ca oamenii să nu aibă impresia că este o simplă entitate care se ocupă cu niște chestii pur tehnice, adică reglează dobânda, tipărește bani și așa mai departe. Nu. Eu cred că este
misiunea anumitor instituții publice și banca, fac și alte bănci din lume lucrurile astea, nu foarte multe, au colecții, finanțează foarte bine, cred că au de unde să o facă. Și, repet, e un lucru absolut lăudabil ceea ce a făcut. Și efectele se văd, pentru că aceste cărți echipează rafturile bibliotecilor, facultăților de economie din țara noastră. Profesorilor, da. Și a profesorilor, da. fiind accesibile, da, într-un format... Am lansat-o și la Cluj-Napoca săptămâna trecută la o conferință la care au participat profesori de economie, iar Banca Națională a dăruit fiecărui participant un set. E vorba de un set, 3 volume din cu acest titlu, 50 de volume a făcut cadou Banca Națională profesorilor de economie. Da, reprezintă un instrument foarte important de lucru pentru profesorii de economie, nu numai pentru cei care predau istoria gândirii economice, pentru profesorii care predau efectiv teorie economică și inclusiv pentru cei care predau teorie monetară și așa mai departe. Filozofie economică, chestiuni legate de metodă. Deci este un instrument fundamental. Dar cel mai important lucru pentru mine, deci este foarte important ca marile cărți să apară în România. Pentru că în felul acesta România nu este o producătoare de idei economice. Nu este, trebuie să o spunem foarte clar. Și am început discuția în sensul acesta. Întrebarea retorică devenită de ce teoria economică nu a trecut de anumite granițe. Pentru că nu am avut un sistem educațional care să permită, cercetări, studii care să conducă la apariția unor astfel de cărți. Nu am putut, n-am fost în stare. Este o teză a cărții, e o teză aproape confirmată din punctul meu de vedere, și anume că și pentru Schumpeter contează creatorul de teorie economică, nu divulgatorul, adică cel care diseminatorul, cel care repovestește ce a spus Keynes sau Hayek sau Adam Smith. Nu, contează în primul rând creatorul și pe bună dreptate, că el este cel mai important. Ei, linia aceasta a creatorului se oprește undeva la granița Imperiului Austro-Ungar. Ungaria este undeva prinsă la mijloc, ea are ceva gânditori importanți în istoria aceasta a științei economice. Interesant este că cei mai mulți sau în realitate au fost educați, sunt unguri, dar au fost educați în Occident, încât nu știu în ce măsură Ungaria a contribuit cu ceva. România, din păcate, cu aproape nimic. Chiar în perioada asta citesc mult despre liberalismul sau încerc să descoperi liberalism în România secolului al XIX-lea și mai mult de 4 autori care n-au făcut altceva decât să preia tezele lui Adam Smith și Jean-Baptiste Say și pur și simplu să le disemineze în România, n-au făcut. Dar atât putem, atât ne permite, noi nici n-aveam universități. Abia la 1843 în România a fost predat primul curs de economie. Întâmplarea face să fie la Iași, la fosta Academie Mihăileanu. Deci dacă tu și prima universitate modernă o avem, este CUZA, la care suntem și noi profesori, 1860. Deci dacă tu ai prima universitate modernă la 1860, cum poți să creezi teorie economică sau cum poți să faci știință? Deci ne mulțumim cu diseminarea. Putem juca un rol în diseminare. Traducem cărți, le răspândim în România, dacă nu le putem scrie, măcar să le traducem și să le. Este un lucru foarte important. Contează pentru educația, pe termen lung, contează apariția acestor traduceri de opere fundamentale. Aceasta este o operă fundamentală. Îți propun o scurtă pauză mediană. Sigur. Și revenim. Am revenit în platoul emisiunii Lecția de Business, o lecție de economie, în seara aceasta cu invitatul Claudiu Gabriel Mursa, coleg la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Claudiu, înainte de pauza publicitară, ai făcut o amplă prezentare a autorului celei mai recente traduceri dintr-o colecție a Băncii Naționale. Vorbim de Iosef Schumpeter și despre cele 3 volume de istoria analizei economice. Da, într-adevăr, un autor care a trăit 67 de ani și a pus într-un circuit public
internațional, o asemenea capodoperă nu poate fi netratat în zona noastră de confort, în zona în care noi încercăm să stimulăm mediul academic, studenții să înțeleagă că prin lectură și prin cunoaștere pot să urce acele trepte care să-i facă să înțeleagă cum funcționează economia, ce sunt banii și așa mai departe. Da. Despre carte, să spunem câteva lucruri. Am spus și repet, n-am nicio îndoială în această privință că avem de-a face cu o capodoperă. Există nenumărate argumente care pledează în favoarea acestei etichetări, ca să spun așa. În primul rând, este o carte scrisă de un om cu o capacitate intelectuală, o capacitate de a lectura, de a prelucra și de a explica ieșită din comun. Eu n-am mai întâlnit-o la foarte mulți alți gânditori. Adam Smith, de exemplu, fără îndoială. Friedrich Hayek, de exemplu, fără îndoială. Vreau să spun doar în paranteză, în trecere, că această carte are o cantitate, un număr de note de subsol care depășește cele mai multe dintre cărțile care apar în mod obișnuit. Deci el practic a scris două cărți în paralel, una în textul principal și una în note. A folosit un număr de surse bibliografice pe care eu nu l-am mai întâlnit într-o altă carte. Singura care, din punctul meu de vedere, ar putea cumva să rivalizeze este Constituția Libertății a lui Hayek. Și Hayek face lucrul ăsta la sfârșitul cărții, mai scrie încă o carte în care încearcă să dea detalii și detalii și detalii. Același lucru, dar repet, la o scară mai mare face Schumpeter. Schumpeter a făcut un lucru pe care nu știu câți oameni l-au făcut de-a lungul timpului. El și-a propus, de exemplu, să reabiliteze gândirea economică din evul mediu. Gândirea economică din evul mediu a rămas undeva prin niște mănăstiri, pe niște manuscrise prăfuite, uitate, prin niște biblioteci în care Dumnezeu știe cine mai intra. El a făcut lucrul ăsta. Deci el pur și simplu nu a citit cărțile sau ultimele apariții editoriale care să se pună la curent cu ceea ce se întâmpla în perioada evului mediu. Pur și simplu a avut perioade în tinerețe în care mergea în mănăstiri și el era catolic și ținea foarte mult la... înțeleg, dar nu sunt... Am auzit, n-am citit, de asta nu sunt sigur că și-ar fi schimbat, ar fi devenit luteran ca să se poată căsători cu Ane. El mergea în mănăstiri, vorbea cu călugări care să-i pună la dispoziție manuscrise. A făcut filoanele istorice. Exact. Adică, efectiv, a mers la surse primare. În felul ăsta el a recuperat unii gânditori. A fost un scop nedeclarat în carte, dar ne putem da seama că a fost un scop principal al acestei cărți, acela de cumva de a demitiza un pic istoria, hai să spunem oficială, a gândirii economice, care ne spune că există niște jaloane în istoria asta foarte precise. Știm, deja e un lucru, să spunem, ar fi cunoscut, că cei mai mulți oameni consideră începuturile științei economice că s-ar suprapune cu concepțiile școlii clasice britanice, în primul rând cu Adam Smith. Ori el încearcă să spună că nu e adevărat, că uite, lucruri pe care Adam Smith le spune la 1776 au fost puse cu mulți ani înainte. Face lucrul ăsta în legătură cu Smith. Face lucrul acesta în legătură cu Thomas Robert Malthus, care în istoria științei economice a rămas prin celebrul principiu al populației, conform căruia populația tinde să crească foarte rapid, mijloacele de subzistență lent și apare o problemă asupra populării care conduce la sărăcie și așa mai departe. El arată foarte clar cu citat, cu trimite la opera originală în care se găsește această concepție și încearcă să facă acest lucru cu toate marile idei sau cu toți mari autori. Nu cred să fi existat un alt autor care să fi încercat să facă acest lucru. Nu cred. Fără îndoială că au fost autori care au, să spun așa, au reabilitat și au pus
au conferit adevărata valoare unor oameni ignorați complet, cum a fost Cantillon, de exemplu, sau cum a fost Jacques Robert Turgot și așa mai departe, dar nimeni n-a făcut-o la nivelul la care a făcut-o Schumpeter, pentru că realmente Schumpeter a citit ceea ce au scris acești oameni, adică n-au luat povești spuse sau atribuite acestor oameni. Din punctul acesta de vedere, am mai spus-o și merite fără îndoială excepționale îi atribuim lui Schumpeter pentru asta. Deci a scos la suprafață un om pe care lumea l-a ignorat complet, care este Cantillon, un om care din punctul meu de vedere a scris prima carte cu adevărat serioasă de teorie economică. Cărți au mai fost scrise, idei interesante au existat înainte lui Adam Smith și înaintea lui 1732, când a murit Cantillon. Din păcate, niciun gânditor înaintea lui Cantillon, înainte de 1732, nu a scris un soi de tratat sistematic de economie. A făcut-o Cantillon. Lumea îl ignoră. Din motive că n-a scris în timpul vieții, că nu s-a ocupat de asta, că n-a fost niciodată profesor, că familia lui a refuzat să-i publice cartea, că această carte a fost uitată prin biblioteci, de fapt circula semiclandestin în Franța, pentru că în Franța acelei perioade aveai nevoie de ștampila de la un fel de oficiu al cenzurii. Orice carte trebuia să aibă ștampila de la rege. Familia lui nu s-a deranjat foarte tare, soția lui și fiica lui nu s-a deranjat foarte tare să facă lucrul ăsta, dar s-a deranjat un pic mai târziu, un secol și jumătate, Stanley Gibbons, un mare economist englez, care a scris un articol și atât, dar cel care cu adevărat a reabilitat acest mare intelectual, mare economist, a fost Schumpeter. A făcut multe alte servicii de acest gen. Adică, pur și simplu, el ne-a arătat că ceea ce știm noi despre istoria ideilor economice nu e chiar ceea ce ar trebui să știm. Deci, din punctul ăsta, și s-a străduit și a analizat și a verificat și a citat. Adică, nu a fost o simplă pomenire a acestor oameni și a acestor opere. Nu, el a demonstrat că oameni ca Jacques Turgot, mai târziu, Cantillon și alții, au jucat un rol foarte important. El, iarăși foarte interesant, acordă, cred, din punctul meu de vedere, importanța cuvenită așa zisilor gânditori scolastici, adică din Evul Mediu. Lumea crede că Evul Mediu a fost un pustiu din punct de vedere intelectual, un deșert. O perioadă întunecată. O perioadă complet întunecată, ceea ce nu este adevărat. E adevărat că există o breșă între epoca de aur a Atenei, care cumva se încheie cu Aristotel, și după aceea există un mare gol care ajunge undeva până la Toma d'Aquino, dar Toma d'Aquino a scris lucruri foarte interesante. Chiar dacă a fost teolog, care a fost, să spunem, doctrinarul bisericii creștine occidentale, el a scris și despre economie. Mulți alții, deci asta însemna secolul al XIII-lea, dar mulți alți gânditori existau în universitățile occidentale care făceau referire și la chestiunile economice. Care au adică fost la ignorate. Lucrurile pământenești, la lucrurile pământești, exact. Lucrurile pământești, această expresie mie îmi place foarte mult, a fost folosită de Robert Heilbronner. De ce e important? Pentru că de-a lungul timpului știința economică a avut un statut oarecum de cenușăreasă. Un gânditor scoțian chiar a spus că este o știință întunecată, adică așa, nu e o știință strălucitoare, nu tratează subiecte atât de interesante, spre exemplu, ca astronomia, care își pune tot felul de probleme care depășesc imaginația noastră, sau nu e la fel de interesantă ca istoria și așa mai departe. Sau nu are celebritatea matematicii sau a descoperirilor din fizică. Economia, domnule, s-ar preocupa de chestii din astea banale, ce mâncăm azi, ce mâncăm mâine, cât e cursul valutar, adică lucruri banale. Robert Heilbronner folosește această expresie. De asta economiștii au avut un soi de complex de inferioritate de-a lungul timpului. Dar în raport cu intelectuali din alte domenii ale cunoașterii. Robert Heilbronner folosește această expresie care dă titlul, de fapt, unei cărți în care el folosește despre
vorbește despre viața unor mari economiști, filozofii lucrurilor pământești. Da, economiștii sunt și ei niște filozofi. Robert Heilbrunner folosește sintagma, Robert Schumpeter vine și pur și simplu arată că într-adevăr sunt chestii de ordin filozofic. Deci putem trata problemele acestea pământești într-o tentă sau cu o tentă filozofică sau într-o logică filozofică, să spun așa. Are marele merit Robert Schumpeter în crearea acestei imagini despre economiști. Fundamental, economia nu începe la 1776, deci are o istorie mult mai veche. Iar scolasticii, călugării, să spunem, teologii lumii occidentale, unii dintre teologii lumii occidentale în așa zisa perioada Evului Mediu au avut foarte multe lucruri interesante de spus în legătură cu așa zisele lucruri pământești, deși ei erau pregătiți în principiu pentru alte lucruri, nu? Relația dintre Dumnezeu, dintre om și Dumnezeu, despre nemurire, despre suflet și așa mai departe. Despre lucrurile astea pământenești ai făcut o foarte frumos o trecere în revistă. Kant Ion vorbea acum 300 de ani, la 1730. Exact. Adam Smith acum 250 de ani, Schumpeter acum 100 de ani. Mm-hmm. Și a venit momentul traducerii și publicării unor opere însemnate într-o colecție a Băncii Naționale, la editura Curtea Veche. Da. Ce ne poți spune despre ideile generale, despre trăsăturile ultimei traduceri, despre ce a surprins autorul în... Am spus deja două sau trei trăsături ale cărții. Una e o carte de o erudiție ieșită din comun. În ceea ce privește istoria ideilor economice, nimeni nu a făcut același lucru pe care l-a făcut Schumpeter. Au mai existat cărți de istoria ideilor economice sau istoria gândirii economice. Una îmi place în mod special, este și cea pe care eu o folosesc cel mai des. Este vorba de cartea lui Rothbard, o istorie austriacă, o perspectivă austriacă asupra istoriei gândirii economice. Este o carte clară, cu lucruri bine așezate, în care autorul folosește nenumărate surse bibliografice, dar din punctul ăsta de vedere, nici măcar Rothbard, care era la fel un om foarte erudit, nu reușește să se apropie de Schumpeter. Al doilea, am spus că a doua trăsătură este aceea că Schumpeter spune, nu, a existat gândire economică și înainte de Adam Smith. Deci noi nu putem împărți istoria înainte de Adam Smith, unde a existat un deșert, și după Adam Smith, unde oamenii s-au născut într-un loc cu verdeață, în care semințele creșteau foarte ușor și așa mai departe. Recuperarea, cred că poate fi considerat un merit al cărții și acesta. Cumva l-am pomenit anterior, aș putea insista asupra lui. A încercat un pic să relativizeze importanța pe care uneori în mod excesiv o acordăm unor gânditori. În primul rând lui Adam Smith. Adam Smith oricum rămâne un reper, poate cel mai important reper al științei economice. Schumpeter, repet, ne-a ajutat să înțelegem că nu totul s-a născut cu Adam Smith. Că multe dintre idei, cel puțin semințele, se găsesc și înaintea lui Adam Smith. Deci, el a făcut într-un fel un soi de dreptate, punând pe fiecare sau acordându-i fiecărui gânditor importanța pe care o merită. Este important că tratamentul pe care el îl aplica lui Karl Marx, pe care practic a demitizat la vremea respectivă când scria el, marxismul era foarte popular în lumea occidentală. Foarte popular. În universități și așa mai departe. Nu numai în universități, prin partidele politice, etc. Ori Schumpeter aproape că îl distruge pe Karl Marx, deși o face adică îi acordă un soi de respect. Pe de altă parte, niște trăsături. Una iese în mod special în evidență.
și anume, poate fi văzută ca o slăbiciune asta a cărții, și anume comportamentul lui Schumpeter tinde să fie, părerile lui tind să fie fluctuante. Mi-e greu să înțeleg de ce. Eu am încercat să găsesc o explicație și o pun pe seama faptului că el a gestionat, a prelucrat, a filtrat și a fost nevoit să filtreze o cantitate enormă de informație. Este foarte dificil să-ți păstrezi mintea limpede și clară în momentul în care prin mâinile tale și prin ochii tăi, prin ochii minții trec mii de titluri. Este foarte dificil. E atâta informații care se acumulează acolo. Este foarte, foarte dificil să o așezi, să așezi fiecare fragment de informație, concepții, după care să le expui de o manieră foarte clară. Există și alte explicații. Eu n-aș intra în ele pentru că realmente nu mă pricep. Iarăși o trăsătură a cărții care poate fi văzut ca un element, ca o verigă slabă, să spun așa, sau ca un element negativ, deși nu. Poate că asta poate chiar dă frumusețe cărții. Comportamentul lui fluctuant. Un non-conformism, deci el nu acceptă tiparele cunoscute. În orice domeniu există niște tipare, există niște repere, nu? Și în domeniul istoriei monetare și autori, cărți reper. El exclude din start posibilitatea asta, pur și simplu. Exclude posibilitatea, nu e interesat de așa ceva, el vrea să scrie o istorie cum consideră el de cuvință. Ei, asta i-a permis să exagereze. Adică, pur și simplu, uneori a dat puțin cu sabia și a ajuns la sânge și nu trebuia să o facă, alte ori a scos din anonimat și a dat o importanță necuvenită unor oameni obscuri. El a făcut un lucru foarte bun apelând la această metodă. Numai vreau să spun doar că a exagerat. Adică spune la un moment dat că nu e important, Adam Smith, nu contează că a spus-o altul. Un om despre care până în momentul respectiv probabil despre care nimeni nu auzise. Adică există această tendință de a epata. El oricum era un om care epata. În primul rând se îmbrăca întotdeauna la patru aci, era un om de o eleganță ieșită din comun, avea gesturi teatrale cu care își surprindea audiența, își surprindea colegii și așa mai departe. Deci această tendință de a ieși mereu în evidență, Schumpeter a avut scopul fundamental al vieții lui, a fost să fie primul. În orice face să fie primul. A și spus-o într-un context, inclusiv primul cel mai important economist al lumii. El vroia să iasă în evidență. A scris această carte cu ambiție nemăsurată și a încercat să o facă cu siguranță, în felul, oricine citește cartea cu atenție își dă seama că este o tentativă a unui om care și-a dorit să scrie cea mai bună carte de istorie a gândirii economice. Dar cartea a fost publicată după moartea lui, deci nu a fost primul în viață. Fără îndoială că știm lucrul ăsta, am și discutat deja, a fost publicată la 4 ani de la moartea lui. Acest lucru prezintă un dezavantaj. Deci atunci când autorul nu este în viață, este foarte dificil ca opera să fie și apărată. Pentru că el avea nevoie ca opera să ajungă în universități, să ajungă la cititori, ca el să o promoveze, ca el să-și apere ipotezele fundamentale și așa mai departe. Și apropo de acest non-conformism care am spus că este o trăsătură a cărții sale, deci el consideră că cel mai important gânditor din istoria asta pe care el a încercat să o îmbrățișeze în totalitate și să o înțeleagă a fost un economist relativ obscur și anume un francez, Léon Walras, care a jucat un rol într-adevăr în istoria științei economice, dar nici n-am auzit până acum în afară de Schumpeter să fi fost cineva care să spună că Walras, domnule, este Léon Walras, este cel mai important economist din toate timpurile, pentru că a făcut un lucru. Léon Walras a făcut un lucru banal, pur și simplu, pe care economiștii înaintea lui îl făcuseră, dar el l-a făcut într-o altă formă, cu un sistem de ecuații în care arăta el că, domnule, să vezi că sistemul economic este un sistem de interdependențe. Dar asta, cel puțin în ziua de astăzi, știe orice student.
economiștii luminați știau lucrul ăsta din secolul, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Ei, Schumpeter a exagerat enorm de mult în direcția asta și nu înțeleg de ce. Probabil din această dorință de a epata, de a șoca, de a se comporta nonconformist. Și de a fluctua. Și da, era un om fluctuant. Se vede ce și tradus în limba română, capitalism și socialism și democrație, anumite capitole. Aceea e o carte pe care dacă cineva o citește își dă seama, e ca și cum te-ai dat într-un balansoar. Te dai într-un balansoar, acum ești în favoarea capitalismului, după care balansoarul schimbă direcție, ești în favoarea socialismului și tot se plimbă așa. Și nu ne spune de fapt care este opțiunea lui. Adică lasă cititorul, poate capitalismul să supraviețui? El spune, nu poate supraviețui, dar capitalismul față de socialism are avantajul. A fost Marx un mare gânditor? N-a fost un mare gânditor, dar totuși Marx, tra-la-la-la-la. Ei, lucrurile, ăsta este stilul, nu exagerează, e adevărat, spre deosebire de cartea din 1942 pe care am pomenit-o, nu exagerează, dar se vede această fluctuație. Și atunci e dificil pentru cititor, pentru că este foarte greu să, e ca un pește pe care pui mâna și care îți pleacă din mână, din cauza acelui lichid. Nu știi pe unde să-l plasezi pe Schumpeter, unde să-l găsești. Noi avem instinctul ăsta, domnule, vrem să categorisim, creierul nostru are această dorință. Am așezat acolo, adică liberalism, socialism, nu știu, fiziocratism și așa mai departe. Pe Schumpeter nu ai unde să-l pui. Gabriel, mai avem 2 minute până la finalul emisiunii și te-aș invita să apreciez care ar fi cărțile care n-ar trebui să lipsească din valiza cu lectura oricărui student de la științe economice. Este, mi-e foarte simplu, bineînțeles, să fac o listă. E dificil, în schimb, să fac o separație între lista mea și lista lor, pentru că nu putem compara totuși un student, nu, care vine la facultate, stă 3 ani, are un volum de lecturi și un profesor care nu are experiență, a citit deja și așa mai departe cărți. Deci, eu predau și istoria gândirii economice de câțiva ani. Nu îmi imaginez un student de științe economice fără să fi trecut prin Republica lui Platon, care contează foarte mult la cultura generală și are și elemente de economie. Nu îmi imaginez fără Politica lui Aristotel. Nu îmi imaginez fără Avuția națiunilor a lui Adam Smith, Tratatul de economie a lui Jean-Baptiste Say, cărțile lui Ludwig von Mises, de exemplu, care sunt simple, clare, unele dintre cărțile lui Friedrich Hayek. Nu-mi imaginez un student să nu citească Drumul către servitute, de exemplu, a lui Friedrich Hayek. Limitele libertății a lui James Buchanan, sunt nenumărate cărți. Eu le recomand, și asta facem la seminariile de doctrine economice, citim și discutăm cărți. Pentru că e posibil ca acelea să fie singurele cărți cu care ei rămân. Pentru că dacă merg și lucrează la bancă 10-12 ore, nu mai au timp să citească o carte. Mulțumesc! Cu mare plăcere! Și le transmitem telespectatorilor că vor găsi aceste 3 volume din istoria analizei economice și în librării. Editura Curtea Veche. Da. La un preț care permisibil, oricum, sub ceea ce înseamnă criza financiară actuală. Pentru un student nu prea, dar trebuie să ne învățăm că dacă vrem să circulăm într-un automobil de lux, trebuie să plătim un preț diferit de cel mai ieftin automobil. Și nu în ultimul rând, cei care doresc să revizioneze emisiunea din această seară ne pot regăsi și pe pagina de YouTube și Facebook a Postului. Sunt Dan Chirlășan și vă urez să rămâneți sănătoși!